Acest program poate fi vizionat de copiii în vârstă de până la 12 ani numai cu acordul sau împreună cu părinții ori familia. Acest program vă este oferit de Maurer Imobiliare. Reușit să-mi iau și o palmă de la Mihai și să ne certăm destul de rău. E din rău mai rău. Abuzul emoțional prin tăcere este cea mai dureroasă formă pe care poate să o experimenteze o persoană. De la abuzul psihic, soțul Sarei a trecut la abuzul fizic. Cum s-a ajuns aici și ce s-a întâmplat mai departe? Dacă ai posibilitatea să poți să ajuți o persoană în suferință, să o poți ajuta. Relațiile de familie, relațiile de căsătorie în secolul 21. Toate astea se adună și la un moment dat nu mai poți să duci. Fiecare dintre noi are o poveste, un context de viață care, chiar dacă poate fi asemănător în multe privințe cu al altor persoane, este unic. Și acest context, împreună cu moștenirea noastră genetică, fac din noi ființe unice. Am cunoscut-o săptămâna trecută pe Sara, o tânără mămică antreprenor care a apelat la terapie. Să ne reamintim despre ea. Această emisiune a fost realizată cu sprijinul psihoterapeutului Diana Bordeianu. Bine te-am găsit, Sara. Bună. Aș vrea să te întreb ce te aduce la mine în cabinet. E prima oară când vin la psihoterapeut. M-a trimis doctorul. Am făcut niște analize. Deși au tratament și e totul destul de bine, e bine. Cumva în continuare am niște dureri somatice și tot felul de stări, de disconfort și de asta m-am trimis. Să le iau punctual și chiar o să-mi notez lucrul acesta. Poți să-mi spui ce anume tulburări ai în acest moment, ce simți, care ar fi simptomatologia și aș vrea să-mi o notez tocmai ca noi ulterior în cadrul ședințelor să vedem cum evoluează starea ta de bine de la o ședință la alta și de la o perioadă la alta. Balonare constantă, disconfort, abdominal, da, da. Mai uit lucruri. Ok. Și o stare generală de rău destul de des. Te întreb pentru că deseori îmi vin clienți care au aceste tulburări psihosomatice și poate te mai întreb să nuanțăm un pic. Ți apar uneori dureri de cap? Da, da, des. Îți cedează în momentul în care e calmante sau se mențin? Sau... Rămân la fel, mai trec la un moment dat, dar e doar de moment. Revin din ce în ce mai des, de asta am și venit. Am înțeles. Părinții Sarei s-au despărțit încă de când avea 3 ani. Aceștia nu s-au despărțit definitiv, practic cam până la vârsta de 12 ani ai Sarei. Părinții ba se certau, ba se împăcau. De cele mai multe ori se împăcau cu diverse ocazii și aniversări, fie că era ziua Sarei, context în care părinții se întâlneau. Un moment de exaltare și foarte mare bucurie pentru Sara, însă la câteva luni distanță aceștia din nou se certau. Se împăcau cu ocazia Crăciunului sau cu ocazia Paștelui, însă tot la fel nu se menținea foarte mult această împăcare. Mama locuia împreună cu Sara, cu bunicul și cu bunica. Ce ne povestește Sara, mama începuse să aibă tendință de alcoolism și să consume alcool. La vârsta de 12 ani au reușit să obțină o locuință. Sara s-a mutat împreună cu mama și locuiau împreună. Însă mama, nu știm din ce cauze, vedem o structură poate depresivă chiar la mama, începe să consume și mai mult alcool. Sara devine din ce în ce mai neglijată, practic nu o mai are nici pe bunica, mergea la ea în weekenduri, însă bunica nu mai este prezentă continuu acolo.
face față cum poate, în schimb pe la 14 ani începe să se împrietenească cu diverse persoane și intră în anturaje. Anturaje la limită, să zic așa, anturaje de risc, sunt persoanele cu care povestește ea că se antura. Avea un grup de câteva fete și câțiva băieți, nu era un anturaj neapărat mare, numeric. Bunicii au ajutat foarte mult și au fost prezenți în educarea Sarei. Bunica a fost ca resursă acolo pentru că în momentul în care lumina reflectoarelor a mamei, să zic așa, s-a stins, a reușit bunica mult mai autentic să facă să se conecteze cu Sara. În jurul vârstei de 19-20 de ani se gândește că anturajele acestea nu duce nicăieri și ar vrea să intre într-o relație stabilă, să aibă un partener echilibrat și să facă și ea lucrurile așa cum le-ar face ceilalți, pentru că deseori era criticată de mama ei că are anturaje dubioase și că ea nu reușește să-și găsească un partener, că e tot timpul singură. Eu o să încercăm să, și o să vezi că odată ce tu începi să te pui mai în contact cu propriile emoții, să înțelegi cum funcționează tot mecanismul acesta, să te înțelegi mai bine tu pe tine, stările acestea psihosomatice practic vor scădea ca intensitate, ba chiar se vor putea remite. Știm că observ la tine că apare anxietatea, știm că pe anxietate poate să-ți crească aciditatea în organism și de aceea poate au și apărut aceste boli, să zic așa, pe care din ce am înțeles încă de la telefon tu mi-ai povestit că le ții într-un fel în control și ai luat o anumită medicamentație, doar că tot ar mai fi ceva de explorat și poate are legătură și cu partea aceasta psiho. Observ că ești destul de încărcată. Ce s-a întâmplat în ultima perioadă de când ne-am văzut până acum? Nu mă înțeleg cu Mihai, ne-am certat. De fapt, el s-a supărat pe mine, am uitat într-adevăr iarăși ceva ce m-a rugat și de atunci nu mai vorbește cu mine orice aș face. Am încercat să mă duc spre el, să vorbesc, să-i explic, să-mi cer scuze, să-i spun că nu o să mai uit, să găsim o soluție, să nu mai fie deranjat de tot felul de lucruri pe care le fac, dar mi se pare că mă ignoră complet, că nu, adică de două săptămâni e ca și cum n-aș exista pentru el. Poți să-mi definești asta sau ce ai uitat, de la ce a pornit? Nici nu mai știu, chiar nu mai știu, pentru că mi se pare că de fiecare dată e același motiv sau, nu știu, tot timpul uit câte ceva. Ba, uit să iau ce vrea de la magazin, ba, uit să fac anumite lucruri, uit ce-mi spune, tot uit lucruri, nu știu. Ok, înțeleg. Dar și atunci atitudinea ta lui care este? Sau ce s-a întâmplat acum? Să mă ignore. Mă ignoră complet. El stă, lucrează pe laptop, lucrează de acasă, acum e, stă pe calculator și e ca și cum n-aș fi. Nu. Ok, deși înțeleg că tu ai încercat să-i spui, că, adică ai fi vrut să comunici, el îți răspunde sau, adică, nu știu, vă certați, țipă sau nu știu. Nu, tocmai asta e problema, că nu zice nimic, nu discută nimic și... Lucrul ăsta mă frustrează, eu ard pe interior și parcă mă lovesc de un zid, pentru că nu reacționează la nimic. Și e destul de greu, mai ales că avem și copilul, cumva totul cade pe mine, pentru că el nu e prezent niciodată. Ok, am înțeles. Practic el de două săptămâni tace, ați mai vorbit, că sunt persoane care, deși se ceartă, poate mai apare furia sau apar, nu știu, ce vă spuneți? Nu, stă pe calculator, se joacă pe telefon, are tot timpul activitate, mănâncă, nu vorbește că e la masă, tot timpul face ceva și mă ignoră, orice aș face, nu e un moment bun să discutăm. Ok, deși înțeleg că motivul de ceartă e unul relativ minor, sau da, pare destul de min... Da, nu știu, da, chiar nu, nici nu mai îmi dau seama care e, pentru că mi se pare că noi de fapt trăim lucrul ăsta în continuu. La 20 de ani îl întâlnește pe Mihai, îi se pare că este un tip foarte drăguț și cu minte și se gândește că ar putea să fie o relație safe cu el. Îl observă că poate uneori pare rușinos sau poate
pare chiar un pic timid, că este mai tăcut și se gândește că este un partener gândindu-se, frica ei era de a intra în relații, tocmai știind că tatăl ei era o persoană agresivă și abuzivă. Se gândește că Mihai nu ar fi acea persoană și atunci începe să se întâlnească cu el, să aibă cât mai multe întâlniri cu el, se simte ok. Niciodată nu a descris ca fiind o chimie extraordinară între ea și Mihai. Nu l-a considerat ca fiind partenerul neapărat ideal, ci s-a gândit că e o alegere, a fost pur și simplu o alegere în care ea s-a simțit echilibrată și că nu i-ar atinge vreo anumită schemă. O să vedem, în schimb, ce alte scheme va dezvolta ea în această relație. Practic, din ce avansează în relație, a trecut practic de etapa aceea de îndrăgostire în care și ea, la rândul ei, a fost idealizată, cum e poate orice femeie la începutul unei relații. Însă ea povestește că după aproximativ 8 luni, un an, a început să fie dintr-o zonă din ce în ce mai gri în relația de cuplu, că partenerul ei devenea din ce în ce mai indisponibil, că era din ce în ce mai tăcut, deși ei se întâlneau foarte des, deși încă nu se mutaseră, se vedeau în fiecare zi și petreceau extrem de mult timp împreună. Sara nu a mai simțit validare sau nu a simțit o reciprocitate. Simțea că e acolo prezent, însă e destul de tăcut. Știm că Sara are o schemă de abandon destul de puternică din copilărie și pentru ea era extrem de important ca cineva să fie prezent în viața ei, să nu abandoneze. Astfel că, deși ea nu a mai simțit poate o sclipire și o scânteie în relație, ce a făcut-o să rămână în continuare acolo, a făcut-o să stea tocmai pentru că Mihai era prezent acolo și era împreună cu ea. Însă ce aș puncta chiar de aici, o să spun că tăcerea prin simplu fapt că o persoană tace și atinge niște praguri foarte mari ale tăcerii este un semn al abuzului emoțional și știm că abuzul emoțional prin tăcere este cea mai dureroasă formă pe care poate să o experimenteze o persoană, tocmai pentru că în momentul în care o persoană tace, lasă victima în derivă, lasă fără niciun reper, practic, acea persoană, ea neștiind, începând să se îndoiască de ea, să se gândească dacă este bine, dacă e rău, e în neregulă cu mine, am greșit eu. Și de aici pornea de multe ori felul în care Sara se învinovățea și ce povestea în partea de psihoterapie. Am aflat până acum că Sara, care a venit în terapie la Diana din cauza unor dureri de ordin fizic care nu aveau cauze medicale, a luat hotărârea să se așeze la casa ei și aceasta după o adolescență tumultoasă. Cum s-a gândit să facă acest lucru? Intrând într-o relație cu un băiat care părea bun și cu minte, total opus tatălui ei. După numai câteva luni însă, au apărut primele semnale de alarmă, cum că realitatea nu ar fi chiar ceea ce pare. Înainte de a afla de ce a ales Sara să continue totuși relația cu Mihai și să se căsătorească cu el, să mai aflăm câteva detalii din viața lor de cuplu. Te-aș întreba un pic înainte, tu comunici de regulă ce nevoie ai tu în cuplu sau cum te-ai simțit iubită, ce ți-ai dorit de la el? Da, tot timpul îi spun, chiar dacă nu am mai mers la terapie sau nu știu, nici n-am mai citit cărți în direcția asta, dar tot timpul i-am zis că mi-aș dori să fie mai atent, mai grijuliu, să fiu un pic pe fază când vorbesc cu el, să fie atent, să comunice și el, să... Nu îi zic să mă complimenteze acum, că îmi dau seama că poate asta e prea mult, dar măcar să observe lucruri sau să observe și lucrurile pe care le fac pentru el, pentru copil. Nu observă nimic, e absent total. E ca și cum ai fi invizibilă? Da, da. Da, orice schimbare pe care o fac, pot să mă tund, pot să mă vopsesc pentru el, e exact la fel. Nu o să observe nimic, nimic nu-l mișcă. Și tu totuși ești o prezență care nu este prea ușor să treacă de ochiul cuiva și totuși el te face să te simți ca și cum n-ar vedea sau nu. Da, nu observă, adică nici dacă schimb ceva în casă, el nu o să observe sau poate observă, dar nu... primești feedback da. De la el, practic. Ok. Te-ai spus că parcă arzi pe interior? Da. Sau nu știu, că simți o... Și unde localizezi cel mai mult? Sau în stomac, toată zona asta.
impresia că, nu știu, arde acolo, că din start mă simt un fel de aciditate care se ridică așa. Să aibă legătură oareși cu stările somatice despre care tu îmi povesteai și atunci să somatizezi într-un fel nemulțumirea pe care tu ai în relația de cuplu sau certurile astea să fie localizate emoțional la nivelul stomacului. Chiar încep să cred că de aici e toată starea de disconfort și de rău pe care o simt, de balunare, de... Porneau de la o ceartă sau o discuție de la un lucru aparent banal, de exemplu că Mihai cerea să-i aducă cafeaua, Sara uita să-i aducă cafeaua, Mihai insista nu știu câta oară să-i aducă cafeaua, la final Sara îi spunea pe un ton poate mai neprietenos, se enerva și spunea mai lasă-mă cu cafeaua ta că m-ai enervat, nu vezi că am o grămadă de treabă și tu stai pe scaun și nu te duci să-ți iei până de la bucătărie cafeaua. În momentul acela, practic, tot Mihai se enerva, nu mă iubești, e un semn că tu nu mă iubești, nu poți să faci atâta lucru pentru mine, începea să o critique și după aceea urma o tăcere în care Mihai intra și știm că de regulă în momentul în care suntem într-o relație de cuplu, oricât ne-am certat cu partenerul, există niște microgrimase, niște schimburi, există oricât ai vrea să te faci și, să zic, indisponibil sau că taci că e supărat pe cealaltă persoană, tot există anumite schimburi de replici sau există acea conexiune, nu știu, parcă ai vrea să te strângi să-i faci în ciudă celuilalt. Însă ce povestește Sara era că Mihai își punea ca practică efectiv ca un zid și ca o mască și nimic emoțional nu ajungea la el, nu o saluta când venea acasă, nu o saluta nici când pleca, deși ea încerca să inițieze tocmai să se apropie, având în vedere că conflictul nu pornise de la ceva atât de grav încât să nu poată să aibă măcar un minim de dialog. Ulterior, după 2 ani jumate, ei s-au mutat și în momentul în care erau și împreună și locuiau, conviețuiau împreună, ea încerca să-l cheme să mănânce împreună, nu voia, practic refuza, dar nu-i dădea, nu era vorba doar că refuza, nu, efectiv nu-i răspundea, vorbea singură. Durau astfel de certuri chiar și până la 2 săptămâni. Și Sara, practic, în momentul ăla era fără repere, plângea, se închidea foarte mult în ea, simțea din nou că ea parcă nu există, era ceea ce experimenta și în raport cu tatăl ei sau cu mama ei, când, practic, lumina reflectoarelor se închidea și era singură. Era într-o schemă, din nou, de deprivare emoțională, când încerca de multe ori... Ținea în ea în aceste 2 săptămâni toate aceste sentimente, la un moment dat răbuvnea și avea ieșiri evident pe furie, îl jignea la rândul ei și devenea foarte agresivă verbal și se vedea că se schimba, povestește căci că mă schimbam foarte mult la față în momentul în care mă certeam cu el, ce ajungea la el era doar o reacție, o microgrimasă în care îi spunea că te cerți singură, eu nu ți-am zis nimic. Nu vezi cum faci, este circul pe care practic tu îl faci. Din nou ea începea să se simtă vinovată că uite cum Mihai reușește să aibă control emoțional, eu nu pot să am control emoțional, deci este în neregulă cu mine că apare această furie, e în neregulă cu mine că nu am reușit să vin, practic el îi consolida din nou o schemă în care ea se învinovățea, o schemă de defect, rușine, în care ea se rușina de propria persoană. Din nou, toate acestea sunt abuzive pentru că tăcerea lui o făcea pe ea să se îndoiască și să înceapă să-și pună tot felul de semne de întrebare. Cum am spus, în momentul în care se împăca, practic nu mai conta cine era vinovat, ci era fericită efectiv că reușește în sfârșit să aibă o conexiune cu el și că se împacă. De cele mai multe ori nu erau discutate aceste conflicte, ci erau lăsate pur și simplu așa cum au fost. Iată că Sara se găsea într-o relație de căsătorie în care psihoterapeutul a identificat un abuz emoțional. Care ar fi câteva semne care ne arată existența unui astfel de abuz? Haideți să aflăm ce ne spune specialistul.
Abuzul emoțional poate să ia multe forme și, în primul rând, atunci când vorbim despre abuz, putem să vorbim despre o problemă de educație, dar mai mult despre o problemă de convingere, pentru că în spatele oricărui abuz există convingerea celui care abuzează că cealaltă persoană ar trebui cumva să-i aparțină, ar trebui să facă acele lucruri pe care el îi le cere sau pe care el și le dorește. Și cumva celălalt ar trebui să îndeplinească dorințele, așteptările și să fie acolo întotdeauna pentru el. O formă a abuzului este abuzul prin neglijare, prin faptul că nu îi dăm importanță și atenție celuilalt, poate fi vorba de partenerul nostru sau poate fi vorba de copil. De asemenea, o altă formă de abuz este abuzul prin tăcere, care se leagă de cel prin neglijare, pentru că astfel abuzatorul găsește o modalitate prin care să închidă orice fel de contact cu persoana pe care o abuzează, arătându-i astfel că este supărat, că nu este nemulțumit de comportamentul celuilalt și că aduce o pedeapsă. Întotdeauna atunci când vorbim despre abuz emoțional, adăugăm o pedeapsă acolo, pentru că cei care abuzează au nevoie să îi pedepsească pe ceilalți. Calitatea vieții poate fi influențată prin educație, iar psihoeducația sau educația psihologică, printre multe altele, ne ajută și să identificăm anumite comportamente toxice pe care cei de lângă noi le pot avea, cum este și abuzul emoțional despre care tocmai am aflat. Iar aceste comportamente ne afectează negativ și ne produc suferință. Ai spus despre tatăl tău, el cum era sau care era relația? Era violent cu mama, nu cu mine, dar cu mine era foarte absent, tăcea mult și felul în care mă privea mă intimida, mă făcea să mă simt lipsită de putere. Uh-huh. Și e ceva destul de asemănător cu felul în care mă face să mă simt Mihai. Știi că nu întâmplător ne găsim partenerii, pot să ne activeze anumite scheme. Însă ce aș vrea să-ți spun, mai am încă un lucru și apoi o să-ți mai fac un rezumat. Crezi că Mihai ar fi deschis ca să vină către o ședință de psihoterapie, să lucrăm împreună, să explorăm anumite lucruri, măcar ca vizitator, musafir în terapie, nu neapărat ca și client? Sau poate chiar să-și găsească un terapeut el cu care să lucreze individual, dar era ideea de optimizare, putem să facem și ședință, cum am zis, împreună? Eu să-i propun, sper doar să nu mă ignore și când îi spun asta. Ok, încercăm, măcar știm că am făcut importante să vedem că relația e ca o construcție, că fiecare dintre partenerii oferă 50% din responsabilitate. Aici aș putea să te întreb dacă simți care cum oferă. Normal, responsabilitatea e până la jumate. La voi cum e? Eu cred că toată responsabilitatea e la mine, că el e ca și cum n-ar fi. Ea nu a ieșit, a văzut pur și simplu relația ca atare și s-a gândit că odată ce Mihai nu este o persoană agresivă, nu știu, ea într-un fel a făcut tot timpul un contrascenariu tatălui și s-a gândit că nefiind un bărbat agresiv este suficient încât să-l merite pe Mihai și a rămas în relație cu el. S-au căsătorit, au împreună o fetiță, care am spus că în momentul de față are 4 ani, când ea a intrat în terapie, fetița avea 2 ani. Ce a observat și ea în momentul în care, de când a intrat în terapie, cât și pe parcursul terapiei, că de multe ori ce la ea poate nu ajungea și nu simțea emoțional, a început să vadă în copil. Faptul că fetița a început să se retragă, să fie mult mai închisă în ea, să-i fie rușine când momentul în care iese în spații împreună cu copiii, să nu interacționeze cu copiii, să se retragă, să fie foarte timidă în cercuri din acestea sociale.
De asemenea, a observat că Mihai a început să fie agresiv verbal cu fetița și ce nu reușea, s-a gândit chiar ea că de multe ori poate ce nu reușește pentru că eu îi țin fat piept și știe că pe mine nu poate să mă jignească și că îmi pun într-un fel anumite limite. Ce nu reușește să-mi spună probabil mie, cu siguranță îi le spune fetiței și pe ea, pe fetiță o jignea, o făcea, aș spune câteva cuvinte, proastă, tâmpită, cretină, zicea că este handicapată. Copilul avea anumite comportamente specifice vârstei pe care Sara încerca să le gestioneze, însă Mihai le vedea ca fiind puternic inadecvate, că el nu poate să se liniștească, nu are liniște în casă, deși timpul petrecut cu fetița era foarte mic și Sara încerca practic să preia o serie largă de activități, tocmai ca să nu-l mai audă pe Mihai că este nemulțumit de ceva. Unul dintre criteriile pe care Sara l-a avut în vedere atunci când l-a ales pe Mihai ca partener de viață a fost acela de a nu semăna cu tatăl ei agresiv și intimidant. Pe parcurs însă, pe principiul de ce ți-e frică de aceea nu scapi, Sara își regăsea din ce în ce mai mult tatăl în soțul ei. Vom descoperi imediat ce s-a întâmplat în continuare. Acum vă propun să aflăm cum să evităm să ne căsătorim cu cineva care seamănă cu unul dintre părinții noștri abuzivi. De obicei, noi învățăm tiparele comportamentale în copilărie, iar atunci când vorbim despre un abuz, aici este un tipar emoțional pe care noi îl învățăm atunci când suntem mici în relația cu părinții noștri. Îl putem învăța în relația cu părintele de sex opus sau cu părintele de același sex, dar atunci când vorbim despre relații de cuplu, avem tendința să ne alegem un partener care să repete acel abuz pe care părintele de sex opus l-a manifestat asupra noastră. Și această tendință apare pentru că avem nevoie să simțim acea senzație de familiaritate. Ne simțim atrași de aceleași experiențe pentru că le-am mai trăit și am mai fost implicați în ele. Iar la vârsta adultă avem senzația că vom putea să schimbăm acest tipar în sensul în care să obținem afecțiunea abuzatorului, schimbând astfel tiparul pe care l-am creat și prin care am trăit noi în copilărie. De obicei ne este greu să ne alegem un partener diferit de părintele care ne-a abuzat, pentru că de multe ori atunci când ești în abuz nici măcar nu știi că ți se întâmplă asta și realizezi asta atunci când îți spun ceilalți sau când ieși din acest abuz. Iar o cale importantă este aceea de a ne uita la noi și de a intra într-un proces de vindecare interioară care să ne ajute să ne reconectăm cu sinele nostru și cu părțile acelea din noi care au fost rănite în copilărie, astfel încât să producem acea vindecare care să ne ajute să alegem pe viitor într-un mod mult mai conștient. Să ne întoarcem la Sara acum să descoperim în ce fel psihoterapeutul a lucrat cu ea pentru a îmbunătăți relația cu soțul ei. Știm că putem să ne comunicăm iubirea prin limbaj, prin cuvinte de apreciere, ceea ce tu ai și spus și probabil asta îți dorești de la el. Pe o parte am văzut că mi-ai spus de corp, nu știu cum stai cu senzațiile kinestezice, dacă simți nevoia de îmbrățișări sau de... Da, dar la cum ne înțelegem și la cum mă ignoră pare ceva foarte departe, adică nici nu îndrăznesc să verbalizez că mi-aș dori asta. Am înțeles. Și în cartea aceasta vor fi niște chestionare și poți să vezi pe care limbaj practic tu te simți iubită. De asemenea, poți să fii mai atentă către ce e el mai receptiv și, bine, citind din carte, poți să-ți dai seama cum se simte el iubit, ca tu să-i comunici iubirea pe acel, să nu fie o distonanță între în felul în care tu îți comunici iubirea și cum o primește el. De exemplu, poate lui îi place să fie ajutat, ție îți place să fii validată și să primești cuvinte. Dacă tu îi vei oferi cuvinte, că de regulă putem să comunicăm iubirea pe același limbaj pe care vrem să-l primim și atunci tu îi oferi cuvinte, dar el vrea ajutor. Și nu se simte iubit că nu e același limbaj. E o ipoteză, vedem. O să te întreb un pic și de, am zis, de cel al limbajului, cel al gesturilor și al atingerii.
și înțeleg că nu ți oferă, că asta și voiam să trecem un pic în revistă, nu ți oferă nici gesturi, nu vine către tine. Nu, e okay. Ca și cum n-aș fi. Ok, mai este cel al ajutorului, dacă ți oferă ajutor sau... Nu. Okay, al serviciilor să facă lucruri pentru tine. Nu, nici pentru copil, nu. Ok, am înțeles. Mai este cel al timpului de calitate, dacă petreceți timp de calitate împreună, aveți ieșiri și simțiți că vă conectați unul cu celălalt emoțional. Și cel al cadourilor. Observ din ce îmi spui că, practic, ai foarte multă tăcere, simți că te lovești de un zid și tu încerci să-ți comunici anumite nevoi, dar, practic, am pe niciunul din limbaje, simți că-ți comunică pe vreunul, poate mai intens, sau nu știu că e. Nu, e doar tăcere și ignorare, indiferență. O simt parcă ca pe o apăsare, nu știu dacă la fel ajunge și la tine. Mă face să mă gândesc și la tata, la copilărie, la tot felul de lucruri pe care mi le stârnește așa. Am înțeles. Cum era tatăl tău? Da, că și el parcă mă ignora și era cumva tot la fel, doar că el era și violent. Mihai nu e violent. Vorbind un pic de cuplu și de limbajele iubirii, știm că în cuplu este important să primim, sunt 5 limbaje ale iubirii și important ca partenerii să comunice prin toate cele 5 limbaje. De asemenea, fiecare dintre noi are unul principal, de regulă luăm 2, e unul mai accentuat, dar este important la fel și al doilea să comunice cât mai intens pe acele 2 canale de limbaje de iubire, încât persoana să se simtă cu adevărat iubită. Ele sunt cel al cuvintelor, al cuvintelor de apreciere, validare, cel al îmbrățișărilor, al atingerilor, al gesturilor, cel al ajutorului prin care faci ceva pentru celălalt, un serviciu, ești de folos și-l ajuți cu ceva, cel al timpului de calitate petrecut împreună și cel al cadourilor și al darurilor. Întrebând-o pe Sara cum, care este limbajul principal prin care ea își comunică iubirea, dar și care este cel al partenerului, încât să vedem că există reciprocitate și că nu vorbesc, practic nu ar fi o dificultate la nivel de cuplu, pentru că nu și-au înțeles mesajele. Sara s-a gândit și a făcut tema, a analizat, i-am dat o carte să citească, cele 5 limbaje ale iubirii, și a făcut o serie, e și o serie de chestionare în această carte, a observat că limbajul prin care ea își comunică iubirea este cel al atingerilor, dar și cel verbal. Ce a spus ea, mi-am dat seama că de fapt Mihai nu mi oferă cam nimic din niciunul din limbaje, nu doar pe cele principale, adică el, mie îmi place să mi se spună lucruri, el de fapt nu apreciază, nu aș avea nevoie exagerate să-mi spună că sunt frumoasă, că arăt bine, să mă complimenteze pentru lucruri, să zic, externe, pentru că deși știu că lucrez în domeniul beauty și știu că sunt o prezență atrăgătoare, nu neapărat aș vrea să mă complimenteze pentru acest lucru, ci mai degrabă ar putea să-mi spună că am făcut ceva bine în casă sau am făcut ceva bine în ce fac la locul de muncă, adică spunea și ea, sunt o serie de complimente pe care el ar putea să mi le facă fără să intru în rolul ăla în care m-aș simți vreo fată din aceasta care are nevoie exagerată de validare sau, dar a zis efectiv, mie Mihai nu-mi face aceste complimente de niciun fel. De asemenea, deși i-am spus de când vorbeam noi în terapie, am început să-i spun că am nevoie de mai mult, de a mă lua în brațe sau de a sta lângă mine, de a face un gest pur și simplu către mine, el nu face acest lucru și a spus că nu simte acest lucru. Deci o să observăm că din nou Sara a început să-și comunice nevoile și să spună și despre felul în care ea se simte iubită, dar o să vedem că Mihai practic îi spune în mod constant, eu așa sunt, nu vreau să mă schimb, dacă nu-ți convine poți să faci ce vrei, eu așa sunt pur și simplu. Deși ei reușeau seara și reușeau să aibă mult timp, destul de mult timp împreună, ba dimpotrivă Mihai chiar se implica într-o parte de proiecte pe care ei le aveau la acest salon de beauty și aveau timp împreună, nu era un timp de calitate
și deși Sara a încercat să facă din nou eforturi în care să construiască, să găsească resurse de a petrece mai mult timp, nu neapărat mai mult timp, să-și ia anumite pauze, să aibă un timp de calitate, Mihai nu neapărat ce ar fi dorit, sau dacă își luau acel timp, mai degrabă erau împreună, dar Mihai din nou se distanța și ea rămânea din nou singură, într-un loc frumos, într-o călătorie drăguță, într-o vacanță drăguță, o să ce povestește ea, că Mihai era mai mult pe telefon, fie că se uita pe YouTube, fie că se juca jocuri pe telefon, însă ea era din nou singură în acele locuri. Nu îi oferea daruri, bine, Sara își povestește la câte daruri și cadouri inadecvate mi-a dat mama, sunt cu ele, cu darurile și cu cadourile până în gât, nu mi-aș fi dorit neapărat cadouri. Este limbajul pe care chiar nu simt nevoia să primesc neapărat iubire. Dar a zis, mi-aș fi dorit poate în unele momente să știu că de ziua mea nu-mi cumpăr singură un cadou și spun că e din partea lui de ziua mea, ci mi-aș fi dorit să știu că vine măcar cu o floare sau că vine cu orice, cu o ciocolată, că mi-aduce ceva și că știu că i-a adus de el ca semn de prețuire pentru că sunt acolo și că este ziua mea. După cum am văzut până acum, se pare că în relația Sarei cu Mihai nu exista o comunicare a iubirii, de niciun fel. Să însemne aceasta că nu exista nici iubire deloc? Sau cum să interpretăm faptul că Mihai își ignora pur și simplu soția? El tace și vine la tine, simți că e un zid de care tu mereu te lovești. Mă gândesc dacă nu cumva ar fi de explorat ca tăcerea lui să nu fie un semn al abuzului, un abuz prin tăcere, nu știu dacă știi că și tăcerea este o formă de abuz și de manipulare, pentru că în momentul în care o persoană este lăsată în tăcere, se simte practic în derivă și simte că nu este nimic în regulă, că invers, că totul este în neregulă cu ea pentru că nu primește niciun răspuns și atunci nu mai știe, apare vinovăția, apare rușinea, sunt lăsată fără repere, nu primesc răspuns și feedback de la celălalt și atunci în mintea mea încep să-mi fac foarte multe scenarii și poate să fie un tip, să fie un semn de abuz, chiar dacă el nu este manifest sub formă fizică, ci să fie prin tăcere. De asemenea, văd că și în povestei te simțeai poate chiar rușinat în momentul în care povesteai că tu uiți și că practic ți-e greu inclusiv să dai un exemplu de un conflict punctual între voi, ci mai degrabă că ele se repetă și au un pattern în felul ăsta în care se repetă. Dacă nu cumva uitarea este din nou un semn care ajunge către tine, că ești, experimentezi practic partea asta de manipulare și abuz. Uitarea este un simptom al abuzului emoțional. Și pentru asta cred că aș vrea ca să mă asigur că nu este o ipoteză falsă pe care eu o fac și că nu spun poate cuvinte prea mari, aș vrea ca tu să monitorizezi lucrurile, momentele în care tu uiți anumite lucruri sau certurile pe care le aveți, pur și simplu să-ți faci un jurnal, poate chiar zilnic sau de câte ori crezi că apare și e nevoie, în care să notezi ce anume, de la ce a pornit cearta, cum te-ai simțit tu, ce a făcut el, cum a, efectiv cum a urmat, nu știu, spui că de 2 săptămâni, ar fi un tablou bun de monitorizat ca noi să știm în 2 săptămâni practic ce s-a întâmplat, cum ați comunicat și dacă mai apar pe parcurs alte certuri, cum anume le depășim și cum sunt. Să recapitulăm povestea Sarei. A venit în terapie la Diana, trimisă fiind de unul dintre medicii la care a fost și care nu i-a identificat nicio cauză medicală pentru stările de rău pe care le avea. Ajuns aici, procesul terapeutic a început prin descoperirea pe larg a contextului de viață trecut și actual. Așa am aflat că Sara a avut o copilărie marcată de divorțul părinților și de o relație nu tocmai bună cu aceștia, că în adolescență s-a alăturat unui anturaj periculos, iar la începutul maturității s-a căsătorit cu cineva care părea să-i ofere siguranța și suportul pe care nu le avusese în familia de origine.
În scurt timp însă, relația dintre ea și soțul ei a început să se deterioreze, ajungând până în punctul în care psihoterapeutul să identifice o formă de manipulare și de abuz emoțional. Și toate acestea și-au pus amprenta asupra stării de bine pe care Sara o avea, astfel încât a început să somatizeze, să își descarce suferința emoțională în mod fizic, prin dureri de cap, de burtă, stări de greață, etc. Să vedem ce s-a întâmplat mai departe. Văd că ești foarte încordată. Cum e? Nu ne-am mai văzut de ceva vreme, cât o perioadă. Da, nici nu știu unde să încep să zic. Nu mă simt nici foarte bine fizic, nici acum de asta stau așa. Am reușit să-mi iau și o palmă de la Mihai și să ne certăm destul de rău. E din rău mai rău. Nu ne mai înțelegem absolut deloc. A început să se poarte urât și cu copilul, să-i vorbească urât, să fie destul de agresiv așa în limbaj, în comportament. I-am spus că vreau să ne despărțim, că oricum îi găsisem și în telefon niște mesaje și nu era mare lucru în ele sau nu era ceva evident, dar parcă chestia asta m-a făcut să-mi fie și mai tare scârbă de el și starea asta de rău pe care o simt s-a accentuat. Am în continuu niște stări de vărsături, nu știu, simt că mi-a ajuns, nu mai pot până în gât toată situația asta, nu mai creează o stare de disconfort și de vomă și de rău și nu mai vreau să îl văd și să aud de el. Și am spus că vreau să ne despărțim și de atunci parcă a început să se poarte mai frumos, nu știu, dar se vede că e fals, că nu e sincer în ce face. Și i-am hotărât să avem așa niște limite, de fapt i-am spus că și acum rămân fără... Da, e foarte greu să povestesc. Am pus niște limite, că nu vreau să mă mai atingă, să mă sărute, să mă ia în brațe. Nu, mi se face rău. Nu. Probabil și unde el te-a lovit și a intrat în schema asta. S-a activat despre ce vorbeam noi, schema aceea de abuz? Foarte probabil că e cumva fix cum am citit toată situația. E abuzatorul din viața mea. Deși părea într-un fel mascat sub forma tăcerii, practic, mai mult intimidarea asta a venit către tine prin tăcere și prin gesturile pe care le avea, ce transmitea non-verbal. Și vezi, noi am vorbit și el n-a vrut să ajungă nici în... Cum te-ai simțit cu faptul că n-a venit și n-a vrut să ajungă în psihoterapie? A fost o confirmare că el nu vrea să salvăm căsnicia noastră, că nu vrea să schimbăm nimic. Pentru el e confortabil așa cum e. Ok, totuși noi nu ne-am văzut de o lungă perioadă. Înțeleg că te-a lovit. Mi-ai spus și că a început să facă gesturi către tine. Totuși nu ai luat o decizie imediată, să înțeleg. Așadar, Mihai a făcut un pas în plus în relația cu soția lui. De la abuzul psihic a trecut la abuzul fizic. Cum s-a ajuns însă aici? Să urmărim explicația psihoterapeutului. În timpul ședințelor de psihoterapie, Sara își dă seama de ce experimentează acolo și că relația ei de fapt nu este atât de ok pe cât i-ar fi crezut și reușește să prindă curaj după un an de terapie, prinde curaj și spune că vrea să se despartă de Mihai. Începe să se detașeze în prima fază emoțional, deși a început să facă mai multe lucruri pentru ea, pentru că ea era prinsă foarte mult în job, era prinsă foarte mult cu copilul, dar lucruri foarte mult în conexiune ea cu ea pentru stima ei de sine, pentru prețuire și valoare, nu făcea, deși aparent se vedea, ea își găsea resursă foarte mare la locul de muncă și avea colaboratori și prietene acolo la locul de muncă
care ar fi fost o resursă socială pentru ea, însă evident ca pentru orice femeie nu ar fi fost suficient, pentru că avea nevoie de mult mai mult timp pentru ea și să găsească și alte pasiuni și activități. Din momentul în care Sara practic începe să se detașeze emoțional de Mihai și începe să facă lucruri pentru ea, o să observăm că Mihai se simte practic din ce în ce mai neglijat, se simte, începe să-i crească furia și după câteva luni Sara vine și povestește în terapie că a fost agresată de Mihai și acesta a lovit-o, i-a dat o palmă. Aceasta evident a intrat în schema de abuz, abia atunci practic ea a conștientizat, a văzut schema de abuz, deși ea prin tăcere niciodată nu s-a gândit că și abuzul este prin tăcere, însă a făcut-o, deși noi deseori am vorbit în terapie, am încercat să-i dau direcții fine. Evident nu aveam, era ritmul pe care Sara l-a avut în a vedea abuzul pe care el avea în relație, nu am putut să-i dau direcții clare, pentru că ar fi fost mult prea mult pentru ce ar fi putut ea să ducă. A început singură să caute despre semne ale abuzului și citind pe internet pur și simplu și-a dat seama și a venit în terapie și a spus: îmi dau seama că Mihai întotdeauna a fost un tip abuziv, dar a fost abuziv prin tăcere și de fapt eu mă simțeam tot timpul în siguranță în relație tocmai pentru că nu m-a agresat. Dar de fapt eu am fost agresată constant în toți acești ani de când sunt cu el. Am discutat și am înțeles, i-am oglindit și i-am spus că este adevărat ceea ce a citit și este adevărat ceea ce a aflat și a conștientizat singură. A încercat practic prin psihoterapie din acel moment să-și pună ca obiectiv să vrea să iasă din relație. Evident, ea având schema, știm, odată de abandon destul de mare, i-a fost greu practic să iasă din prima din relație, a rămas o bună bucată de vreme din nou acolo să observe anumite tipare. E mult sau puțin o palmă dată de soțul tău? Să treci peste sau să pleci așa cum a decis și Sara? Să urmărim opinia psihologului. Despre agresivitatea fizică și mai ales în relația de cuplu s-a scris foarte mult, au fost foarte multe materiale difuzate în mass media, foarte mulți psihologi care se ocupă de familie și în special de cuplu au discutat despre această problemă. Dacă se poate transforma o palmă în mai mult de atât, dacă se poate ajunge la violență repetată, este de discutat. Nu e musai, nu este neapărat nevoie ca o palmă să recidiveze în alte forme de violență în cadrul unei relații de cuplu. Trebuie în primul rând trebuie să vedem cauzele. Este foarte important să ne gestionăm bine emoțiile. Este foarte important să avem un soi de control asupra emoțiilor noastre, deci să încercăm pe cât posibil să ne controlăm reacțiile. E foarte probabil ca acea palmă să vină în urma, a unui abuzului de alcool, da? Și atunci persoana respectivă să producă în familie, în casă, certuri, scandaluri repetate, care sunt urmate, bineînțeles, și de violență fizică. La fel de bine, o palmă poate să fie generată, cauzată de stare de iritare foarte mare, de o stare de nervozitate. Și atunci trebuie să stăm să ne gândim ce anume a determinat acel comportament violent al persoanei respective. Care sunt cauzele? Și atunci iarăși ne ducem, bineînțeles, în copilărie și vedem exact care a fost relația acelei persoane cu unul dintre părinți sau cu ambii părinți. Au avut părinți violenți și atunci are tendința de a repeta același tipar. Deci, din punctul meu de vedere, o palmă nu e musai să fie urmată de alte forme de violență fizică. Dar de cele mai multe ori, din păcate, se întâmplă ca o agresivitate fizică să fie urmată în timp, pe parcursul unei relații de cuplu, de alte agresivități. Dar depinde foarte mult de cauze. Ce anume a generat reactivitatea partenerului de cuplu respectiv.
Apostolul Ioan, apostolul iubirii, afirma, citez: în dragoste nu este frică, ci dragostea desăvârșită izgonește frica, pentru că frica are cu ea pedeapsa și cine se teme n-a ajuns desăvârșit în dragoste. Am încheiat citatul. Iar în momentul în care vorbim despre violență, cu siguranță aceasta aduce cu sine teamă și deci lipsa iubirii. Zicem noi că anumiți factori externi ne ajută în terapie. Ce a făcut Sara și ce a simțit la un anumit moment, asta a fost până să fie chiar prezent acel abuz fizic, ce s-a întâmplat când ea a început să se detașeze cu niște luni în urmă. A fost la un curs de perfecționare tot pe partea ei de beauty. Acolo, ducându-se, a întâlnit întâmplător un tip de care ea a fost foarte atrasă. A venit și a povestit foarte entuziasmată de acea întâlnire și a spus, într-adevăr, între mine a fost doar o întâlnire și mi-am dat seama că ceva, am simțit acea chimie pe care eu față de Mihai nu am avut-o niciodată în relație. Nu s-a întâmplat, nu a avut o relație cu acel timp, nu a continuat, a fost doar întâlnirea pe care ea a avut-o acolo, dar a fost ceva ce ea și-a, de care ea și-a amintit și a spus, știi, de fapt, genul acesta de bărbat întotdeauna a fost genul de care mie mi-a plăcut și eu am fost atrasă, e total diferit față de Mihai. Atunci am încercat să îi spun, să o întreb cu ce anume figură din trecut îi aduce aminte Mihai și a dat seama că seamănă cu tatăl ei. Ea mai pusese într-un fel în cuvinte și știa că Mihai seamănă cu tatăl, dar poate acum apărând și acel tip le-a văzut un pic diferit și a făcut mai mult sens pentru ea, pentru că în momentul în care a conștientizat că Mihai este ca tata, a avut o repulsie puternică și a zis eu nu vreau un bărbat ca tata în viața mea. Apoi mi-am permis să o întreb, ok, atunci tipul pe care l-ai cunoscut cu cine seamănă? Și atunci a avut parcă o sclipire și a spus seamănă cu bunicul. Am întrebat-o din nou, tu cum te simți de fapt iubită de un bărbat? Și cum simți iubirea, practic, la nivel de cuplu? Și a spus, dintr-o dată, parcă nu mai respira, și a spus, eu nu vreau un bărbat ca tata, nu mă simt iubită de un bărbat ca tata, eu vreau un bărbat ca bunicul, doar de el mă simt iubită și el întotdeauna mi-a oferit stabilitate. Abia atunci a reușit să se întoarcă către ea, să vadă autentic, practic, aici nu era vorba neapărat că îl vrea pe X sau pe Y sau că vrea un bărbat anume, ci și-a dat seama, a fost conștientă de tiparul pe care de tip de bărbat pe care, de care ea se simte atrasă și felul în care ar putea să găsească o astfel de persoană. În continuare spun, înainte ca ea să se detașeze emoțional în relație și să apară și acel abuz fizic pe care Mihai l-a comis, întâmplarea aceasta se întâmplase cum era cu mult, mai multe luni în urmă. Ea probabil în minte ei a comparat mult mai multe, din nou o anumită perioadă și a rămas cu acel sentiment plăcut de, să zic, îndrăgostire, chimie pe care a avut-o cu acel tip. Și asta a și determinat-o să înceapă să facă chestii pentru ea și a și spus, aș vrea, am întrebat-o ce facem cu acel friz emoțional care a apărut la nivel de cuplu. A zis că ea vrea să-și dea timp în această fază, nu neapărat să facă lucruri, să construiască în continuare în cuplu, pentru că știe că a construit și a făcut cam tot ce ține de ea, ci mai degrabă își dorește să observe pur și simplu și să înceapă să facă mult mai lucruri pentru ea fără să ia o decizie. Cum am spus, la interval de o lună jumate, două, a apărut acel abuz fizic și a dat seama că e din nou într-o schemă de abuz și l-a văzut pe soțul ei ca fiind punitiv. Nu a putut, a fost din nou, practic frizul a fost și mai puternic, nu a putut să reacționeze și a spus, eu am un copil, aș repeta istoria mamei, dacă m-aș despărți, mi-aș crește singură copilul, o să ajung, și a făcut din nou scenarii, mama e alcoolică, mama a avut mai mulți parteneri, eu ca copil nu m-am simțit în regulă când mulți parteneri, am cunoscut mai mulți parteneri ai mamei mele, n-aș vrea ca și copilul meu să fie la fel. Am încercat din nou să recadrăm în terapie faptul că sunt personalități diferite și reacțiile și felul în care ea își va ordona viața poate să fie diferit de experiența pe care și-a ales-o mama ei. Însă în decursul acestor luni ea a încercat din nou, s-a simțit vinovată. Pentru că Mihai, văzând că ea vrea să iasă din relație, a început să facă foarte multe lucruri către ea. A început să-i aducă flori și îi aducea foarte des flori. A început să îi facă micul dejun, să-i aducă cafeaua.
Asta povestea acum în terapie, că se simte mai degrabă sufocată tocmai pentru că el face toate gesturile astea și nu înțelege de ce le face tocmai acum, pentru că acum mi se pare că ceva practic s-a rupt și nu mai are energie de a construi mai mult în această relație. Dar se simțea vinovată pentru că îl vedea, că el începe să plângă, că se roagă de ea să rămână împreună, vedea și se uita la copil, vedea că el a început să se conecteze mult mai mult cu fetița, cu copilul. Copilul se simțea mult mai echilibrat și mai bine pentru că avea conexiunea asta cu tata și din nou presiunea era pe ea. Distrug familia, pentru ea familia era o valoare foarte mare, distrug familia sau rămân în continuare pentru copil. Săptămâna viitoare la Trepte. Am senzația că trăiesc un viol marital cu el, că își forțează foarte mult limitele, mă simt abuzată sexual în căsnicia asta. Cum se termină povestea Sarei cu soțul ei, care o abuza psihic, fizic, dădea semne că o înșală și se purta urât cu copilașul pe care îl aveau? Reușește să iasă din relație sau rămâne în continuare cu el în ciuda tuturor acestor lucruri? Ce alte provocări mai întâmpină pe parcurs? Rămâneți alături de noi și săptămâna viitoare pentru a afla deznodământul. Această emisiune a fost realizată cu sprijinul psihoterapeutului Diana Bordeianu. Dacă ai posibilitatea să poți să ajuți o persoană în suferință, să o poți ajuta. Relațiile de familie, relațiile de căsătorie în secolul 21, toate astea se adună și la un moment dat nu mai poți să duci. Acest program a fost oferit de Maurer Imobiliare.